Bună ziua, numele meu este Daniela Efrim. Tema propusă astăzi este de la egalități la ecuații. După numere, egalitățile constituiau una dintre primele cuceriri matematice ale științei. Ele apar în textele cuneiforme babiloniene din secolul III înainte de Hristos și în papirusuri provenind din Egipt. Ele au o importanță covârșitoare pentru matematică și în zilele noastre. Înainte de a fi format un limbaj al semnelor algebrice, egalitățile se scriau în cuvinte. François Viète folosea verbul acoare pentru a fi egal. Semnul egalității folosit astăzi, egal, a fost propus de medicul englez Robert Record în 1510-1558 într-un manual intitulat Piatra spiritului, motivând prin afirmația că nimic nu este mai egal decât două drepte paralele. Se consideră expresiile e1 egal cu 20 minus 5 ori 4, e2 egal cu 20 minus 5 ori 3, e3 egal cu 3x minus 5xyz, e4 egal cu 2 ori 2 plus 1. Se observă că e2 este egal cu e4. Este o egalitate de expresii, unde expresia a doua este egal cu expresia a patra. E2 egal cu E4 este egalitate de expresie în care E2 se numește membrul stâng sau membrul întâi și E4 este membrul drept sau membrul 2. Făcând diverse operații în această egalitate, se obțin alte egalități. De exemplu, dacă la egalitatea noastră 20 minus 5 ori 3 egal cu 2 ori 2 plus 1 adăugăm 5, obținem după ce efectuăm calculele, că 5 plus 5 egal cu 5 plus 5, adică 10 egal cu 10. Și obținem astfel egalități echivalente. Astfel, dacă avem două egalități, E1 egal cu E2 și vrem să adunăm E, asta este echivalent cu E1 plus E egal cu E2 plus E. Dacă scădem E, E1 minus E egal cu E2 minus E. Dacă mulțim e1 ori e egal cu e2 ori e. Și dacă împărțim la o altă expresie e diferită de 0, obținem că e1 împărțit la e egal cu e2 împărțit la e. Dacă ridicăm la puterea n, e1 la puterea n este egal cu e2 la puterea n. Dacă extragem radical, radical din E1 este egal cu radical din E2, cu condiția ca E1 și E2 să fie numere mai mari sau egal cu 0. E1 egal cu E2 și E3 egal cu E4. Dacă le adunăm, obținem că E1 plus E3 egal cu E2 plus E4. Din E1 egal cu E2 și E3 egal cu E4 rezultă prin diferență că E1 minus E3 egal cu E2 minus E4. Dacă înmulțim cele două egalități, obținem că E1 ori E3 este egal cu E2 ori E4. Și dacă le împărțim, E1 împărțit la E3 este egal cu E2 împărțit la E4. E3 și E4 trebuie să fie nenule. Se consideră numerele A, B, C, astfel încât A egal cu 7 și B plus C egal cu 77. Calculați 77 ori A plus 3 ori B plus 3 ori C. Calculați 88 ori A minus 7 ori B minus 7 ori C. Pornim de la B plus C egal cu 77. Înmulțim cu 3, obținem 3 ori B plus 3 ori C egal cu 3 ori 77. 77 ori A plus 3 ori B plus 3 ori C este egal cu, în loc de 3B plus 3C, o să înlocuim cu 3 ori 77. Deci vom obține 77 ori 7 plus 3 ori 77. Asta înseamnă că dacă scoatem 77 factor comun, obținem 77 pe lângă 7 plus 3, adică 770. B plus C egal cu 77, înmulțim expresia cu minus 7 și obținem minus 7B plus minus 7C egal cu minus 7 ori 77.
Ne întoarcem la 88 ori A minus 7 B minus 7 C egal cu 88 ori 7, pentru că A egal cu 7, minus minus 7 B minus 7 C, am obținut că este minus 7 ori 77. Scoatem pe 7 factori comuni și obținem 7 pe lângă 88 minus 77, adică 7 ori 11, care face 77. Considerăm numerele A, B, N, astfel încât A minus B minus 1 egal cu 5 și N egal cu minus 3A plus 19 plus 3B. Calculați numărul N. Pornind de la A minus B minus 1 egal cu 5, adunăm 1, A minus B egal cu 5 plus 1, adică 6. A minus B egal cu 6 și înmulțim cu minus 3, ca să obținem minus 3A și plus 3B. Deci, A minus B egal cu 6, înmulțim cu minus 3, obținem minus 3A minus minus 3B, care înseamnă că este egal cu minus 3A plus 3B. Minus ori minus face plus. Egal mai departe cu minus 18. Expresia N este egal cu minus 3A plus 19 plus 3B, adică N egal cu minus 18 plus 19, de unde obținem N egal cu 1. Se consideră X plus 3Y egal cu 2Y plus Z și egal cu 14. Pentru aceasta, X plus 3Y egal cu 14 și 2Y plus Z egal cu 14. Adunăm și obținem X plus 3Y plus 2Y plus Z egal cu 14 plus 14, adică X plus 5Y plus Z egal cu 28. La punctul B, calculați 3X plus 15Y plus 3Z. Avem X plus 3Y egal cu 14 și 2Y plus Z egal cu 14. Pentru ca să obținem 3X plus 15Y plus 3Z, înmulțim prima cu 3 și pe cea de-a doua tot cu 3. Obținem 3X plus 9Y egal cu 14 ori 3, adică 42, și 3 ori 2Y face 6Y plus 3Z egal cu 42. Le adunăm și obținem 3X plus 9Y plus 6Y plus 3Z egal cu 42 plus 42, adică 3X plus 15Y plus 3Z egal cu 84. Pentru punctul C, avem de calculat 5X plus 11Y minus 2Z. Prima o înmulțim cu 5 și cea de-a doua o înmulțim cu minus 2. Pentru prima avem 5 ori X plus 3 ori Y ori 5, da, care ne dă 15Y, egal cu 14 ori 5, adică 70. 2Y ori minus 2 avem minus 4Y, Z ori minus 2 ne dă minus 2Z, egal cu 14 ori minus 2, adică minus 28. Le adunăm și obținem 5X plus 15Y minus 4Y minus 2Z egal cu 70 minus 28, adică 5X plus 11Y minus 2Z egal cu 42. Punctul D. Calculați 5X plus 19Y plus 2Z. Prima o mulțim cu 5 și cea de-a doua o mulțim cu 2. Obținem 5X plus 15Y egal cu 70 și 4X plus 2Y egal cu 28. Le adunăm și obținem 5X plus 15Y plus 4Y plus 2Z egal cu 70 plus 28, adică 5X plus 19Y plus 2Z egal cu 98. Au loc egalitățile A supra B egal cu 3 supra 5, C supra B egal cu 7 supra 5, C supra D egal cu 7 supra 11 și D supra X egal cu 11 supra 183. Comparați numerele A supra X și 62 la puterea minus 1. Considerăm A supra B egal cu 3 supra 5 și C supra B egal cu 7 supra 5.
Vom împărți cele două egalități și obținem a supra b împărțit la c supra b este egal cu 3 supra 5 împărțit la 7 supra 5. Simplificăm și obținem a supra c egal cu 3 supra 7. C supra d egal cu 7 supra 11, pentru că avem c la numitor și c la numărător. Vom înmulți de această dată cele două și avem a supra c ori c supra d egal cu 3 supra 7 ori 7 supra 11, adică a supra d egal cu 3 supra 11. A supra d egal cu 3 supra 11 și d supra x egal cu 11 supra 183, înmulțim, se simplifică d cu d și obținem a supra x este egal cu 3 supra 183. Prin simplificare cu 3 obținem 1 supra 61. 62 la puterea minus 1 este egal cu 1 supra 62. Înseamnă că a supra x este mai mare decât 1 supra 62. Adică a supra x este mai mare decât 62 la minus 1. Propunem spre exersare. Se consideră a minus b egal cu 6 și x plus 3 ori a minus 3 ori b egal cu 20. Dacă x ori a minus x ori b plus 9a minus 9b egal cu 654, calculați x. B. Dacă 13 plus x minus paranteză 5a minus 5b este, închidem paranteza, egal cu 2011, calculați x. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine în această călătorie în lumea matematicii. Pe data viitoare!